Spuneți că putem începe. Da, este. Bună ziua! Mulțumesc că ați dat curs invitației la această conferință de presă. Vreau să încep prin a vă informa că o să încercăm să facem o tradiție. În ziua de luni, eu, dacă nu vă supărați, să vă invit la o conferință de presă în care să vă prezint care sunt proiectele cele mai importante pentru ședința Parlamentului care urmează în această săptămână. Deci vorbim de săptămânile în care avem ședințe de Parlament. Timp suficient pentru dumneavoastră, pentru public, pentru toți cei interesați să afle, să discute, să se documenteze despre proiectele de pe ordine de zi a Parlamentului. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta va fi importantă pentru justiția din Republica Moldova. Ce am în vedere? Sigur, contextul îl știm cu toții. Reforma merge complicat, există rezistență, există nedorință de a avansa din partea unora și mare dorință din partea altora. Deci noi retransmitem un mesaj foarte clar la toți cei care încearcă să se opună. Reforma nu se oprește, merge înainte și drept dovadă o să fie câteva decizii pe care noi o să le adoptăm în ședința de Parlament de săptămâna aceasta. Deci săptămâna aceasta Parlamentul în cadrul ședinței va vota componența nouă a CSM din rândul non-judecătorilor care au fost evaluați de Comisia Pre-Vetting. Vă amintesc, în cadrul CSM-ului sunt două categorii de membri, da? Judecători și non-judecători. Ei, Parlamentul va vota candidații din partea non-judecătorilor. Deci aceștia vor fi candidații din rândul societății civile, așa cum am spus, care au promovat pre-vettingul, astfel că din momentul adoptării hotărârii Parlamentului, cu privire la numirea acestora, CSM-ul va deveni funcțional. Ce înseamnă asta? Chiar și în componența redusă, aceasta va procede la deblocarea anumitor procese din justiție. De exemplu, anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecători la noua Curte Supremă de Justiție. Și aici nu-mi rămâne decât să îndemn repetat, stimații judecători, cei care sunt corecți, cei care sunt onești și ei sunt, în tagma judecătorilor, să prindă la curaj, să iasă în față, să facă ceea ce trebuie să facă, să organizeze finalmente acea adunare generală, să participe la aceste concursuri pe care vor fi anunțate de noua componență a Consiliului Suprem a Magistraturii. Mai departe, o altă lege importantă, tot la capitolul Reforma Justiției, este legea care ține de Curtea Supremă de Justiție, care va fi votată în lectura a doua. Așa, care prevede, este vorba de un pachet de modificări, care prevede nou model de funcționare a curții, care devine o curte de casație după competență. Adică se va pronunța doar în dosarele care sunt de importanță majoră pentru societate sau din punct de vedere al dreptului și unificare a practicii judiciare. De asemenea, componența curții va fi modificată astfel încât va fi compusă, iarăși, din judecători și non-judecători. Non-judecători, eventual, da, pot fi avocați, pot fi
membrii sau persoane din mediul academic și așa mai departe. Raportul va fi de 11 judecători și 9 non-judecători, respectiv și numărul judecătorilor sau membrilor a Curții Supreme de Justiție va fi coborât, redus de la 33 actualmente la 20. A doua lege care vizează Curtea Supremă de Justiție ține de evaluarea extraordinară a judecătorilor rămași la Curtea Supremă de Justiție și a candidaților care vor aspira să ocupe o funcție la înalta curte. Pentru această evaluare va fi creată o altă comisie care va începe activitatea în luna mai. Tot la acest capitol vom vota în prima lectură modificările legislației care vin cu delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție. Vă amintesc, este una din cele 9 recomandări ale Comisiei Europene. Prin urmare, investigarea penală pentru corupția la nivel înalt va fi realizată de Procuratura Anticorupție, pe când CNA va investiga corupția sistemică. De asemenea, suntem cu titlul de informare, suntem în plin proces de pregătire a cadrului legal pentru crearea Curții Anticorupție, despre care a vorbit doamna președintă în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate. Un alt pachet de legi care conex, dar ține mai mult de dimensiunea securitate. Vorbim de pachetul de legi care vizează serviciul de informații și securitate. Proiectele de legi înregistrate încă anul trecut în Parlament au drept scop delimitarea foarte clară a competențelor serviciului de informații și securitate și ajustarea lor la standardele serviciilor speciale din țările cu democrație consolidată. Printre cele mai importante aspecte ale acestui pachet de legi sunt delimitarea clară a atribuțiilor serviciului de informare și securitate, modului de guvernare internă și atribuțiile directorului, drepturile și obligațiile persoanelor care colaborează în secret cu instituția, mandatul de securitate, vorbim despre mandatul judecătoresc pentru realizarea sarcinilor, deci este un element nou în atribuțiile serviciului de informare și securitate, modul de autorizare a acestui mandat, cine îl autorizează și așa mai departe, și desigur, cel mai important este modalitatea de control judiciar asupra activității serviciului și controlul parlamentar, bineînțeles, asupra acestui serviciu. Vă amintesc, proiectele au fost expediate încă la începutul anului în adresa Comisiei la Veneția, au avut loc dezbateri, au fost recepționate, primite comentariile și observațiile. Observațiile au fost acceptate de către autori, au avut loc câteva ședințe, câteva discuții publice, dezbateri publice. Săptămâna aceasta votăm în prima lectură și vom continua dezbaterile publice, astfel ca între prima și a doua lectură să putem definitiva aceste proiecte și a le vota în lectura a doua. Dacă vorbim de mandatul judecătoresc, una din urmare a recomandărilor care au fost vociferate de Comisia de la Veneția, dar și de comunitatea experților, mandatul judecătoresc sau mandatul de securitate ar trebui să fie autorizat de o instanță supremă de justiție. În cazul nostru ar fi Curtea Supremă de Justiție. Asta încă o dată revenim la capitolul cât de important este noi să avansăm și nici într-un caz
să nu lăsăm să cineva să blocheze procesul de implementare a reformei justiției. În linii mari, astea sunt prioritățile pentru ședința de joi. Sigur că sunt și alte proiecte, mai la fel de importante, dar am ținut să sublinez cele mai de interes public, care vor fi în ședința din săptămâna aceasta. Eu aici mă opresc și sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă rog. Bună ziua, Anatol Caciuc, Radu Moldova. Vreau să vă întreb dacă vizita de astăzi a conducerii Parlamentului de la București este una simbolică sau urmează să fie discutate și unele aspecte de pe agenda bilaterală parlamentară între România și Republica Moldova. Pe lângă simbolism, care este foarte important, 105 ani de la evenimentul istoric, sigur că noi avem și discuții foarte așa concrete la subiecte. Chiar astăzi dimineață a avut loc o ședință a Comisiei Parlamentare privind controlul din Senatul României, Parlamentul României, asupra Serviciului de Informare și Securitate. Au avut discuții, întrevederi cu colegii noștri din Comisia de Securitate. Apropo, se discută și acest pachet de legi. Din câte știu, Comisia Juridică a avut întâlniri, Comisia Integrare Europeană Comună. Deci, eu, evident, o să folosim ocazia să discutăm și lucruri foarte concrete. Mai sunt două delegații de primari, dacă nu greșesc, o delegație din Bihor. Din Bihor, alta din Constanța, deci este un program foarte așa, încărcat. Ce urmează să întreprindă Parlamentul în contextul declarațiilor făcute de deputata Mariana Tauber, în contextul în care societatea este foarte panicată? Noi o să discutăm lucrul ăsta la ședința biroului permanent. Sigur, ceea ce fac reprezentanții acestei grupări criminale organizate, pretinsă partid politic, nu este altceva decât o încercare de a destabiliza situația politică de Republica Moldova, în parteneriat cu prietenii lor de la Kremlin. Noi toți, nu doar Parlamentul, dar și alte instituții ale statului, vom întreprinde acțiunile necesare. Eu o să discut la ședința biroului permanent despre această situație și eventualele acțiuni din partea Parlamentului pentru a nu permite acestei grupări criminale organizate să folosească tribuna Parlamentului pentru a dezinforma și societatea și a destabiliza situația politică. O să revenim cu detalii. Vă rog. Oksana Vodnă, publicătorie, tot am avut această întrebare. Vreau să vă întreb dacă există anumite mecanisme sau prin regulamentul Parlamentului să facă. Sigur. Este nevoie să fie tradus în legislație modificare ca să fie penalizat deputat care... Da. Lucrurile astea sunt în regulamentul Parlamentului și la ele m-am referit. O să discutăm împreună cu colegii membri ai biroului permanent, o să discutăm și la fracțiune, cum să facem ca astfel de elemente pușcăriabile să nu folosească incinta Parlamentului pentru a dezinforma și a destabiliza situația în țară. La asta m-am referit, dar o să revenim cu detalii. Despre componența CSM-ului. CSM, da. Dumneavoastră probabil ați auzit că nu doar opoziția, dar și unii experți susțin că în condițiile în care membrii CSM vor fi doar în partea Parlamentului, adică această componență doar din societate civilă, nu va fi reprezentativ și chiar nu va fi constituțional, pentru că Constituția prevede că și judecători și non-judecători trebuie să facă parte. Ce să răspundeți la aceste... Eu le răspund că trenul nu se oprește și noi nu o să stăm să așteptăm până cineva o să prindă la curaj. Important e să prindă la curaj, mă refer la judecătorii buni din sistem. Să nu aștepte Paștele sau după Paște. Să depună efort să se întâlnească, să convoace mai devreme. Eu înțeleg că ei sunt ocupați. Dar nici noi, restul, nu stăm și ne hodinim. Da? Noi o să delegăm, o să votăm primii membri ai CSM-ului. CSM-ul, prin exemplu care le-am dat eu, poate demara anumite acțiuni.
Iar între timp, stimații judecători, cu caracter, asta repet, sperăm cu caracter, chiar dorim să fie cei cu caracter, să organizeze adunarea generală, să voteze candidații și să-și delegeze reprezentanții în CSM. Deci asta este unica soluție. Nu e vorba de supărare, da? Cei care se irijează supărați. Problema e care? Problema e că eu văd că despre problemele sectorului, de fapt, vorbesc judecători mai puțin integri, care fie nu au trecut pre-vetting, fie se simt simt că nu o să-l treacă pe cel care urmează. Eu mă adresez, că ăștia deja am înțeles ceea ce îmi dau. Eu mă adresez la cei care sunt de treabă. Și unii experți care chiar știu și numărul lor. Unul din experții ăștia a spus și o cifră chiar. Eu nu m-am pus în număr, dar dacă el e numărat și atâția cât s-a spus el, eu mă bucur. Mă bucur și înseamnă că din aceste câteva sute de judecători buni, onești, noi putem, ei pot alege cât e nevoie acolo în CSM. Deci e curaj. Curaj. 50, am înțeles că 50 judecători, din cei câteva sute, dacă se găsesc 50 care să inițieze organizarea adunării generale, deja e bine. Vă rog. Ньюсмейкер, 30 апреля в Грузии пройдут пашканские выборы. Кого из кандидатов готовы поддержать вас? Noi nu susținem pe nimeni din candidații în această cursă electorală. Asta a fost o decizie a Partidului Acțiune și Solidaritate. Urmărim cu atenție desfășurarea alegerilor în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuză. Pentru noi foarte important, dar foarte important este desfășurarea corectă a acestor alegeri. Pentru că nu sunt doar alegeri a Unității Teritoriale Administrative, sunt alegeri care se desfășoară în Republica Moldova. Iar corectitudinea alegerilor este un indicator de maturitate, de cât de pregătită este țara în a avansa pe agenda de integrare europeană. Eu mulțumesc. Ați spus că ați luat o decizie să nu susțineți pe nimeni, dar de ce ați luat această decizie și de ce PAS nu înaintează un candidat acolo? Pentru că Partidul Ușor are un candidat, PSRM are un candidat. Eu o să vă rog să nu ne comparați cu această grupare criminală organizată. Da. Fracțiunile din Parlament. Da. E decizia noastră politică în acest moment. Noi am considerat că cel mai corect este să nu avem candidat la aceste alegeri și cred eu că a fost, sunt convins că este o decizie corectă. Iulia Servan, jurnalele. Domnul Grosu, ziceați că o să fie constituită comisie care să evalueze judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție. Și, dacă nu greșim, acolo au rămas doar 5. Ce se întâmplă dacă cei 5 nu trec de această comisie, nu trec evaluarea, pică testul? Care este mai departe procesul? Cum o să faceți ca să existe o sistemă de justiție? Faptul că ei trebuie să fie, cei care au rămas acolo trebuie să treacă evaluarea, asta e lucru cert. Acum, din câte știu eu, dar lăsăm Ministerul Justiției, colegii responsabili din domeniu să vină cu aceste soluții pentru cazurile în care, iată, cum ați spus dumneavoastră, nu trebuie să excludem astfel de situații când nimeni nu trece sau toți își depun demisia. Și astfel de opțiuni sunt. Ei sunt organizați, văd că foarte bine organizați la depunere de misii, mai puțin organizați la desfășura alegerile generale, adunarea generală. De ce noi avem și o astfel de opțiune în calcul și avem pregătite și măsuri, propuneri. Dar cu permisiunea dumneavoastră nu o să le vociferăm acum. Le mai perfecționăm. Sărla Nagoreta de Moldova, domnule Grosu, vreau să vă întreb, se pregătește în Parlament un proiect de lege pentru a combate traseismul politic în contextul în care depun deja practic al treilea deputat din fracțiunea BCS care presește și se alătură Mișcării pentru Popor, platforma pe care
partidul ușor face cele manifestații antiguvernamentale, pentru că la ședința trecută cei de la BCS au făcut un apel către PAS pentru a crea un grup de lucru comun pentru a elabora acest document. Sunteți în discuții sau la ce să ne așteptăm în următoarea? De la ultima ședință nu am avut discuții la subiect, dar noi am manifestat atunci deschiderea pentru declarație, pentru combaterea traseismului. Dar reiterez ceea ce am spus în cadrul ședinței, da, noi suntem de acord să ne așezăm și să vedem cu ce putem, ce modificări în legislație putem opera, trebuie să operăm pentru a descuraja astfel de fenomene regretabile și condamnabile, în special atunci când este vorba de migrarea sau, da, nu din motivată ideologic, clar lucru aici, motivația e una cu inspirații din zona criminală, din zona serviciilor secrete, din alte țări care încearcă să destabilizeze situația politică. Deci, repet, suntem gata să discutăm și să operăm modificările necesare în legislație. Și în contextul destabilizărilor vedem că mediul online continuă să abunde în informații false. Ce acțiuni mai pregătește Parlamentul, în general guvernarea, pentru a opri acest val? Vedem chiar și site-uri care tot apar, deși SIS le blochează pe unele, apar altele. Cum veți intensifica această luptă împotriva dezinformării? Pot doar să vă spun un lucru. Așa, nu știu dacă asta ne liniștește. Deci problemele de astea au toate țările, toate democrațiile și consolidate și în devenire. Va fi o luptă continuă. Da, să nu ne imaginăm situația că vor fi, spre exemplu, identificate acele site-uri care difuzează informații false și cu asta s-a terminat. Va fi permanentă acești indivizi, aceste grupuri criminale, aceste servicii subversive vor încerca să modeleze pe nou activitățile. Asta înseamnă că și noi va trebui să investim în continuare în instituțiile noastre. Că vorbim de Consiliul Audiovizual, că vorbim de Serviciul de Informații și Securitate, că vorbim de alte instituție, și eu nu exclud lucrul ăsta, o altă instituție dedicată în special monitorizării spațiului virtual online, pentru că ăsta o să fie, cum zic eu, foarte și foarte mult exploatat, din păcate, de dictaturi, de persoane care sunt afiliate unor grupări criminale și așa mai departe. Deci aici o să fie un lucru continuu, chiar astăzi în discuția, întâlnirea mea dimineață cu reprezentanții Comisiei Parlamentare privind monitorizarea, controlul parlamentar al Serviciului de Informații din Parlamentul României, am discutat despre subiectul ăsta. Aici țările trebuie să aibă, în special țările membre a Uniunii Europene, și noi dorim să devenim membri a Uniunii Europene, trebuie să aibă o voce comună în discuții cu cei granzi virtuali, da, care gestionează, dezvoltă aceste rețele de socializare. Deci va fi o luptă continuă și atunci când ești parte a unei voci comune, ești mai bine auzit, tratat cu mai multă seriozitate. Noi avem o experiență de interacțiune cu acești granzi. Cu unii viteza de reacție este mai mare, cu alții viteza de reacție este mai lentă. Sigur, acolo unde există viteza de reacție mai lentă, ajungem la situații când minciuna se propagă, se rostogolește și este mai greu să o combați și așa mai departe. Dar, cum spuneam, suntem în discuții permanente și eu nu exclud că trebuie să avem o instituție separată, să fie specializată numai pe monitorizarea spațiului virtual, identificarea acelor campanii de dezinformare sau de rostogoluire a unui fake cu recomandări foarte clare către instituții independente de domeniu de competență, cu intervenții țintită și rapidă pentru a nu permite rostogolirea acestei
acestui fals în spațiu. Pentru că următoarea, în discuțiile de specialitate, se discută despre o nou război neconvențional. Da? Convențional îl avem pe câmpul de luptă, dar cel neconvențional care se duce pentru mințile oamenilor în spațiu virtual, în spațiu informațional. Deci va fi o perioadă așa, cum zic eu, o luptă continuă. Ultima întrebare. Portalul politic Ideilor Măcear, domnul Rusu, vreau să vă întreb, la ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, președintele a formulat câteva angajamente față de instituțiile statului ca până la 31 martie să fie lichidate câteva restanțe în contextul relației noastre cu Uniunea Europeană. Vă întreb dacă vor fi lichidate aceste restanțe din partea Parlamentului sau nu? Da, noi suntem în, cred că mai rămân la capitolul legislație, pentru că este o lege care vizează delimitarea competențelor dintre Procuratura Anticorupției și CNA. Va mai rămâne, cred că, legea care ține de deoligarhizare sau pachetul de legi de deoligarhizare. Aici încă suntem în... am primit opinia sau opiniile experților și definitivăm care este, ținând cont și de evaluările care au fost făcute pentru legea de oligarhizării din Ucraina și cea din Georgia. Da? Ei sunt mai avansați, bine, au aprobat deja și asta ne permite nouă, în baza experienței sau opiniilor formulate către ei, către aceste două legi, să venim cu o lege mai bună sau cu intervenții mai bune. În rest, pe dimensiunea parlamentară, noi suntem în agenda noastră, în planul de acțiune, îl implementăm, o să reușim să livrăm ceea ce țin de Parlament. Domnule Grosetat, da. Mi se pare foarte pe scurt, astăzi se împlinesc 105 ani de Marea Unire, sunt mai mulți oficiali români aici în Moldova, totuși ce semnificație pentru dumneavoastră și în opinia dumneavoastră pentru o țară are această dată? Este o importanță istorică enormă pentru noi și o bună ocazie de a îi cinsti pe înaintașii noștri, care atunci și-au asumat o decizie foarte curajoasă, corectă, în contextul politic de atunci și noi trebuie să învățăm din lecțiile istoriei. Cei care nu-și cunosc istoria riscă să repete greșelile. De aceea, pentru situația politică, regională în care ne aflăm noi, este dincolo de momentul emoțional, cum am spus, încă o ocazie în plus să analizăm acele evenimente și însăși faptul că noi am, finalmente, cu întârziere, am modificat legislația prin care am consfințit limba română, este o dovadă în acest sens. Plăcere. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și promit să facem din o tradiție, astfel ca în săptămâna în care vom avea ședința Parlamentului, să vin și să punctez cele mai importante legi, proiecte de legi care vor fi pe ordinea de zi a Parlamentului. În rest, vă așteptăm la evenimentele de astăzi, le cunoașteți probabil, sunt evenimente importante și joi în Parlament. Mersi, o zi bună!